Majoritatea creștinilor sunt familiari cu amenințările reale legate de libertatea religioasă. Acestea diferă de la organizatorii de nunți, care doresc dreptul să poată refuza ceremonia unui cuplu de homosexuali, până la universitățile creștine, care se luptă cu legislatorii Californiei, care vor să-i oprească din a mai răspândi convingeri religioase. Președintele Universității Biola, Barry Corey, spune că universitățile creștine trebuie să-și păstreze convingerile religioase. Nimeni nu poate spune că nu puteți avea standarde de calitate sau de conducere. Nu îi putem sili, fiindcă asta ar însemna discriminare. Creștinii au simțit și s-au luptat împotriva acestor amenințări vreme de mulți ani, iar acum un nou studiu arată că aproximativ 2/3 de americani înțeleg această intoleranță cu care se confruntă creștinii. Nu este părerea câtorva oameni, ci majoritatea americanilor cred asta. În biserici, credincioșii încă încearcă să se obișnuiască cu această intoleranță și efectele acesteia în viața de zi cu zi. În Biblie scrie că în lume vom avea necazuri, vor fi persecuții. Vreau să vă spun că acum se întâmplă toate acestea. Cred că nici nu se pune problema unor forțe angelice. Oamenii cred că doar într-o clipită își pot pierde casa. O altă provocare pentru biserică este că majoritatea tinerilor nu cred argumentele legate de intoleranță. Doar 40% sunt de acord că este adevărat ce se spune. De asemenea, studiul arată că 4 din 10 americani sunt de părere că creștinii se plâng prea mult despre felul în care sunt tratați. Haley, o tânără credincioasă în vârstă de 19 ani, crede că religia este folosită ca o armă în politică. Am văzut multă ură și mânie și este foarte trist, mai ales când este implicat numele Domnului. Creștinii văd o oportunitate prin care pot îndrepta balanța. Ajută publicul să înțeleagă nevoia pentru libertate religioasă, fără să pară că se plâng mereu. Recent, Corey, președintele Universității Biola, a scris cartea Love Kindness pentru a încuraja pe creștini să fie buni cetățeni în ciuda convingerilor lor. Vrem să trăim în pace și liniște. Din ce în ce mai mulți lideri creștini consideră că acest fel de chemări sunt necesare într-o vreme în care atât de mulți oameni cunosc atât de puține despre ce înseamnă să-L urmeze pe Hristos. De când președintele Obama a reluat relațiile cu Cuba la sfârșitul anului 2014, persecuția guvernamentală a crescut. Încă din noiembrie, arestările politice s-au înmulțit, ajungând la 1100 de arestări pe lună. Anul 2016 este pe cale de a fi un an record pentru încălcarea drepturilor omului. Cred că ar trebui să ne îngrijoreze faptul că încă sunt oameni închiși în emisfera vestică, la 145 de kilometri departare de America, doar pentru că își susțin credința. Criticii spun că mișcarea președintelui a încurajat acest atac asupra drepturilor fundamentale ale omului. Haimi Suchliki a spus că președintele Cubei, Raul Castro, se teme că această nouă deschidere cu Statele Unite îi va încuraja pe adversarii săi. E îngrijorat de faptul că cubanezii vor fi activați din cauza acestei relații și vor încerca să sfideze regimul. Atunci când au început represiunile, ar fi trebuit să ne retragem și să spunem: nu vom întări relațiile cu voi decât dacă vă îndreptați în direcția corectă. Se pun multe întrebări legate de vizita istorică a președintelui, precum ce va spune sau nu despre drepturile umane și cu cine se va întâlni. Dacă ajunge să se întâlnească cu disidenții și dacă vorbește deschis despre drepturile omului, ar putea avea un impact major. Ar putea da frâul liber acelei societăți, iar putea încuraja pe disidenți să pună regimul în defensivă. Fiindcă în prezent, guvernul nostru este într-o poziție de maximă influență și că guvernul cubanez vrea atât de multe de la noi, am putea și ar trebui să cerem aceste îmbunătățiri. We can and we should be asking for these improvements. Alții, precum Suchliki, cred că puterea președintelui de a conduce această schimbare este limitată. Obama îi va spune lui Raul că trebuie să aducă îmbunătățiri, iar el îi va răspunde că e de acord, dar că aceasta va fi sfârșitul înțelegerii dintre ei. Castro plănuiește să se retragă în 2018. Suchliki susține că prioritare sunt menținerea controlului și o tranziție discretă care vor avantaja orice mișcare pentru îmbunătățirea drepturilor omului. Susținătorii lui Obama cred că un impuls pentru o mai bună comunicare și mai multe relații economice ar putea duce într-o bună zi la independență politică și la o îmbunătățire în ce privesc drepturile omului.
Cu vocea tremurândă și ochii înlăcrimați, Mustaq Faiso a spus că nu a avut de ales decât să plece din Pakistan. Viața mea e plină de provocări. Vecinii musulmani l-au acuzat pe tânărul creștin că a rupt mai multe pagini din Coran și au vrut să-i omoare întreaga familie. Am fost atât de speriat. Le-am spus că nu aș fi făcut așa ceva Sfintei Cărți, dar nu m-au crezut. Temându-se pentru viața lor, Faiso a luat-o pe soția sa, Samina, și pe fiul lor, Joshua, și au plecat în Thailanda. Sperau să înceapă o nouă viață, fără să mai fie amenințați cu moartea de către islamiști. Când am ajuns în Thailanda, am depus cererea la ONU pentru a primi un adăpost. Dar nici după 6 luni nu au primit un răspuns de la agenția ONU, care este responsabilă de protecția refugiaților. Fiindcă viza de vizitatorii de numai 3 luni le-a expirat, guvernul thailandez a trimis poliția după ei. Eu nu am fost acasă când a venit poliția la noi. Soția mea i-a rugat să nu o aresteze, fiindcă are probleme cu inima, dar nu au ascultat-o. Conform legii thailandeze, orice refugiat a cărui viză depășește termenul de valabilitate se consideră că este imigrant ilegal. Cei arestați, printre care era și Samina, au fost băgați în cuștile unor mașini și duși la un centru de detenție pentru imigranți, sau CDI. În primele 3 zile s-a simțit bine, dar în ziua de 20 decembrie s-a îmbolnăvit foarte tare. Faiso a făcut o cerere la ONU să o ajute pe soția lui bolnavă. Am continuat să-i rog. Am plâns, dar tot nu m-au ascultat. I-a implorat pe gardienii de la închisoare să îi dea măcar medicamentele de inimă. Le-am spus că dacă nu fac ceva, ea o să moară. Wilson Chowdhury, un apărător al drepturilor creștinilor, a încercat să intervină, dar nu a fost foarte optimist, datorită experiențelor anterioare. Ceea ce am descoperit era că paznicii de protecție, care trebuiau să-i protejeze pe deținuți, le interziceau accesul la îngrijiri medicale și medicamente. Grupul lui și alții au obținut imagini care arătau condițiile inumane din interiorul centrului CDI. În imagini erau și niște bărbați legați ca niște câini. Pe măsură ce intri acolo, mirosul devine insuportabil. Sunt 2 toalete pentru 200 de persoane. În unele cazuri erau înghesuiți și 200 de oameni în camere în care abia încăpeau 100. Dormeau unii peste alții, ghemuiți sau chiar în picioare. În ziua de 30 decembrie 2015, ONU a decis într-un final să-i răspundă lui Faiso, dar vestea a fost că soția lui Samina a murit. Viața mea e un dezastru acum. Ne-am confruntat cu foarte multe dificultăți în Pakistan și de aceea am plecat în Thailanda. Acum sunt aici, dar soția mea e moartă. Ce ar trebui să fac? Copilul continuă să mă întrebe unde e mama lui, dar încă nu am curajul să-i spun adevărul. Alți 6 refugiați pakistanezi au murit în centrele de detenție din Thailanda. Mai bine de 100.000 de pakistanezi și-au părăsit țara din cauza creșterii violenței islamice. Statisticile arată că aproximativ 11.000 de refugiați se află în Thailanda, mulți dintre ei fiind creștini. Problema este că guvernul de aici nu dorește refugiați de nicăieri. Din moment ce Thailanda nu a semnat un acord cu ONU pentru căutarea de centre pentru refugiați, oamenii precum George Naz se confruntă cu un viitor precar. În Pakistan am fost tratați ca niște oameni lipsiți de importanță. Am venit aici și avem parte de aceleași condiții. Naz este căutat în Pakistan. În 2013 a fost acuzată de blasfemie de către o curte islamică, dar a fugit în Thailanda. Momentan stă ascuns și așteaptă. Este imigrant ilegal, fără dreptul de a munci și fără acces în școli sau spitale. Mi-e frică să ies din clădire, fiindcă poliția de imigrări sau armata mă pot aresta în orice moment. Noi am vizitat un complex rezidențial din Bangkok, unde o mulțime de familii creștine de pakistanezi locuiesc îngrămădiți în apartamente foarte mici. Mulți dintre ei locuiesc ilegal. De exemplu, noi locuim într-o cameră cu alte 4 familii. Copiii noștri nu pot merge la școală, fiindcă și ei sunt considerați imigranți ilegali. Toată ziua stăm în casă.
Pentru câteva ore, duminică dimineața, câteva familii creștine de refugiați pakistanezi riscă să fie arestați doar ca să participe la acest serviciu de biserică secret. Blocați în Thailanda de câțiva ani buni, mulți speră și se roagă pentru un statut de refugiat desemnat de ONU și, într-un final, șansa de a se stabili într-o țară din lumea a treia. Între timp, câteva grupuri de creștini îi ajută pe ei și pe alții cu mâncare și cu plata cheltuielilor. Dar nevoile lor sunt covârșitoare. Deocamdată însă, Faiso se agață de singurul lucru care știe că îi poate aduce mângâiere. Citește versete din Psalmul 121, amintindu-i fiului său, Joshua, că Dumnezeu este cel care se îngrijește de toate nevoile lor. Mă încred în Domnul, fiindcă doar El ne poate ajuta în vremuri de nevoie. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Bine ați venit la Malula, un oraș creștin vechi unde oamenii încă vorbesc în limba aramaică, limba vorbită de Isus. Localizat la 56 de kilometri la nord-est de Damasc, capitala Siriei, teroriștii islamici au invadat orașul Malula în septembrie 2013. Datorită istoriei sale, Malula a devenit un simbol al creștinismului. De aceea au vrut extremiștii islamici să-l controleze, fiindcă era un simbol pentru Siria. Din acest motiv a fost important pentru regimul Assad să-l controleze din nou. Armata siriană a dus o luptă crâncenă și a eliberat Malula la 8 luni după ce teroriștii au preluat controlul. Dar orașul a fost deja greu încercat și distrus. Militanții au lăsat Biserica Sfântul Gheorghe din Malula aproape intactă, dar și-au lăsat amprenta în interiorul acesteia, distrugând unele dintre acele icoane antice. Teroriștii au încercat să șteargă moștenirea creștină a orașului Malula, trăgând cu armele în icoane. Au folosit cuțite pentru a profana imaginea ultimei cine și au dărâmat această statuie a lui Isus, spărgând-o în bucăți. Dar teroarea provocată vieților omenești s-a dovedit chiar mai devastatoare. Au venit aici pentru a-i converti pe creștini la islam și au vrut să distrugă orașul Malula fiindcă este creștin. Au strigat Allahu Akbar. Erau din Cehia, Egipt, Libia, Tunisia, Algeria, de peste tot. Aveau părul și bărbiile lungi și chipurile le erau înfricoșătoare. Meriem era acasă când teroriștii, înarmați cu puști și grenade, s-au apropiat de ușa casei ei. Mi-au atacat casa și au început să strige, ieșiți afară, porcilor. Știam că aveau de gând să-mi ia fiicele, să le violeze și să le ucidă, așa că m-am gândit să le omor chiar eu, după care să mă sinucid, înainte să ajungă ei la noi. În schimb, m-am rugat lui Dumnezeu și i-am cerut să ne ajute să ieșim din casă. Meriem și familia acesteia au ieșit pe ușa din spate cu puțin timp înainte ca jihadiștii să le ia casa cu asalt. Părintele Tufik Id este preotul paroh al Bisericii Melchite Greco-Catolică Sfântul Gheorghe. Ne-a fost foarte frică în acele momente, iar oamenii au încercat să părăsească orașul. 6 bărbați au fost răpiți și încă nu știm care le-a fost soarta. Au răpit și 15 călugări care au fost ținuți captivi timp de 3 luni înainte să fie eliberați printr-un schimb de prizonieri. Alți creștini, însă, nu au avut această șansă. Nepotul lui Meriem, Sărchi și alți 2 bărbați au fost ascunși în pivnița unei case. Teroriștii au chemat la ei, spunându-le că dacă se vor preda, nu vor fi uciși. Fiindcă au refuzat să se convertească la islam, 3 dintre ei au fost uciși. Pentru a-și arăta susținerea față de creștinii din Malula, președintele Siriei, Bashar al-Assad, a făcut turul orașului în aprilie 2014. A mers printre dărâmăturile caselor, mănăstirilor și ale bisericilor și a promis că va ajuta la redarea frumuseții vechiului oraș Malula. Guvernul a simțit că e important să aibă grijă de creștini, dar și să le arate acest lucru? Bineînțeles, nu doar pentru că sunt creștini, ci fiindcă Malula a fost un simbol al creștinismului și un simbol al conviețuirii între creștini și musulmani. De aceea a fost Malula un oraș important și de aceea a fost atacat.
Eforturile de restaurare continuă la mănăstirea Saint Sarkis. Este una dintre cele mai vechi mănăstiri din toată creștinătatea. Așa a arătat la câteva zile după ce teroriștii au pus stăpânire pe oraș și așa arată în prezent. Capela mănăstirii a rămas intactă. Construită în secolul al IV-lea pe ruinele unui templu păgân, capela este precedată de primul conciliu de la Nicea din anul 325 după Hristos. În prezent lipsesc icoanele din secolele 16 și 18, icoane care cândva împodobeau pereții capelei. Unii spun că fie au fost vândute, fie au fost distruse de către jihadiști. Meriem spune că teroriștii i-ar fi putut masacra cu ușurință pe toți creștinii din oraș, dar Dumnezeu a fost cel care a intervenit. Cred că rugăciunile au avut efect. Datorită rugăciunilor voastre am fost protejați. Deși multe clădiri au fost reconstruite, pentru oameni va dura puțin mai mult să își restaureze viața. Fiica mea are coșmaruri și începe să urle în mijlocul nopții. Vin să ne omoare. Deși părintele Dufic este optimist, el știe că creștinii din Malula vor mai avea de înfruntat multe provocări atâta timp cât vor mai fi lupte în țara lor. Creștem din nou. Faptul că avem speranță e un pas în credință. Rugați-vă pentru noi să avem mai multă nădejde, deoarece încercările sunt foarte multe. Rugați-vă ca Dumnezeu să redea pacea în toată Siria, nu doar în Malula. A 12-a ediție, întâlnirea de rugăciune pe munte, Rugul aprins Ponoară Bihor, a fost și anul acesta un eveniment așteptat de mii de creștini din toate colțurile României, cât și de peste hotare. Înființat în 2005 de organizația Rugul aprins, întâlnirea din fiecare an s-a bucurat de participarea numeroși slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, de echipe de laudă și închinare și de oameni ai rugăciunii. In the name of Jesus. În numele lui Iisus. Evenimentul din acest an s-a derulat pe parcursul a 5 zile, începând cu ziua de joi 4 august și continuând până luni la prânz, fiind găzduită de o poiană montană din apropierea satului Ponoară, județul Bihor. La Rugul aprins, oamenii beneficiază de rugăciuni pentru vindecare, rugăciuni de eliberare și slujire profetică. Mulți au urcat muntele venind de la mari distanțe pentru a primi un răspuns sau pentru a fi vindecați, eliberați și atinși de Duhul Sfânt. Și anul acesta a fost momente de slujire specifică, restaurarea familiilor în prag de destrămare, eliberare, ridicarea celor aflați în depresie sau în pragul sinuciderii. Nu sinucidere, ce viață! Sunt persoane care aveau gând de a se sinucide, de a-și pune capăt zilor. Și nu fac. Și acum era încheiat programul. Deci eu, Dumnezeu, nu-i chemi? Și am chemat în față. Greu să chemi în față pe unul care vrea să se sinucidă, dar cine vine acolo în fața lor mii de oameni? O venit în față și-o recunoscut cu ochii în lacrimi și-o plâns și le-o părăuși și s-o întorc la Domnul. Încă un eveniment, am chemat pe cei care au probleme în familie, urme de divorț. 7-8 divorțuri puse la cale s-au oprit. Și oamenii care soț cu soție și familia au fost binecuvântate. Fiecare familie prezentă la Ponoară, la Rugul aprins, în împărăția ta să fie întreagă și nu înjumătățită. Prin jertfa din Calvar, prin sângele lui Iisus, aceasta se realizează și toate familiile prezente aici vor fi întregime în raiul tău, împărăția ta. Momentele de rugăciune, împreună cu momente speciale de închinare în duh și adevăr, au adus revelație și eliberare. Aleluia! Cerem sănătate peste întregul aparat de conducere din România, înțelepciune și pricepere, în parlament, în guvern. Vrem oameni cu frică de tine, nu neapărat evangheliști, ci vrem oameni cu frică de tine. Aceea punem numele tău în fața care se pleacă orice genunchi. Orice genunchi trebuie să plece. Orice constituție, orice lege care este contrar Bibliei, Doamne, cer să se conformeze în numele lui Iisus Hristos după prima constituție pentru care trebuie să existe globul pământesc și umanitatea, cuvântul Tău. Cer, Doamne, și pun, Doamne, numele Tău care este suficient peste Europa.
Prin diferiți vorbitori, mesajele au fost și pentru Biserica Domnului din România. La fel și noi trebuie să avem curajul însoțit de autoritatea lui Dumnezeu. Scriptura ne dă această autoritate și trebuie să luăm decizie și poziție față de degradarea treptată a societății și îndepărtarea bisericii de mandatul ei. De asemenea, au existat și mesaje de încurajare și ridicare a bisericii din România către un nou nivel de relevanță, autoritate și de exprimare a puterii credinței. În numele meu cereți orice și vi se va da! Dumnezeu ți-a dat inelul, Dumnezeu ți-a dat împuternicire și Dumnezeu, când este cineva care să se închine, în decurs de 12 ore răstoarnă configurația legislativă și schimbă întristarea în bucurie într-o țară întreagă, într-un imperiu întreg. Ești ceea ce faci, ești ceea ce reputația ta spune că ești și ești ceea ce ai. Și astăzi poporul lui Dumnezeu este apăsat în acest model al lumii și ne străduim să facem lucruri și ne străduim să avem reputație și ne străduim să acumulăm cât mai mult, pentru că nu e așa, mașina cu care mergi contează, telefonul pe care l-ai scos din buzunar contează, hainele cu care te îmbraci contează, că sigur, ăla are mai bine și ăla are mai mult și trebuie să am și eu ca el. Nu trebuie, asta spune lumea. Și dacă încerci să-ți iei identitatea din lume, din lume o vei avea. Prin pastorul Abel Kungu, Dumnezeu și-a reînnoit chemarea pentru biserica lui din România. Că Domnul ne cheamă nu doar să ne întoarcem aici an după an. Și după ce s-a terminat evenimentul aici, rugul aprins, să mergem înapoi și să așteptăm un alt an până la următorul. But this is a training ground. Ci cred că aici este o tabără de antrenament. Where God is training you to go and do the works of Jesus Christ. Unde Domnul te cheamă să te antreneze și să te pregătească să mergi și să umpli umblarea Domnului Iisus Hristos. And that through you many will come to Jesus. Și prin tine mulți să vină la Iisus. And through you you'll make many disciples. Și să faci mulți ucenici. Cântăreți și închinători au potențiat mesajele și momentele de rugăciune. Mare Dumnezeu avem, mare Dumnezeu. Cine are Dumnezeu mare? Mare Dumnezeu. Din locuința mort, în glorie, în gloria învia, este veșnic înălțat. Cred, cred în Dumnezeu ca Tată, cred în Fiul Său Hristos. Ne-am bucurat anul acesta la Rugul Aprins Ponoare, ediția 12-a de prezența specială a Domnului. În mod special, cred că a fost un an al gloriei și a slavei Dumnezeu care a coborât peste cort, peste adunare, afară după aceea. Oamenii au fost atinși de Dumnezeu, oamenii au fost umpluți de Duhul Sfânt, oamenii au fost vindecați, eliberați, dar am văzut o atmosferă specială a bucuriei, o slavă specială lăsată peste, direct de la tronul lui Dumnezeu, cred, asta sunt convins, lăsată peste adunare, indiferent de proveniența oamenilor, oamenii au venit și s-au bucurat și l-au lăudat pe Dumnezeu și aș putea să-l definez în două cuvinte, un an al bucuriei pentru Rugul Aprins Ponoare ediția 12, un an al slavei. Lucrarea a fost într-adevăr o mare binecuvântare pentru mulți oameni. Ne-am bucurat că au venit din aproape toate părțile țării, au venit și din Europa. Sigur, pentru noi așteptările sunt întotdeauna tot mari și nu putem vedea deocamdată rezultatele multe decât manifestarea gloriei lui Dumnezeu. Am fost binecuvântați cu timp de rugăciune înălțător, cu închinare cuvântului lui Dumnezeu. Ce îmi place foarte mult și cred că lucrul ăsta l-am văzut an de an, cum oamenii știu să se închine și să se adapteze unui mediu, chiar dacă e de la munte, din diferite denominațiuni, chiar și clase sociale. Am văzut oameni flămânzi, asta îmi
place. An de an vedem oameni flămânzi după prezența Domnului, după manifestarea gloriei lui Dumnezeu. Am venit la Rugul Aprins în 2009, ca prima dată. De atunci Dumnezeu ne-a cucerit inima și am experimentat un nivel înalt de părtășie. Lucrez interconfesional și internațional pentru că am înțeles că Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Am venit mai mult din curiozitate. Auzisem multe lucruri deosebite despre Rugul Aprins și am plecat total schimbat în locul acesta. Am avut experiență cu Duhul Sfânt și încurajez și pe alți tineri să vină, pentru că este o întâlnire și pentru, atât pentru tineri cât și pentru cei mai în vârstă. Am avut o experiență foarte mare cu Domnul, în care Domnul a lucrat în viața noastră, a schimbat foarte multe în viața noastră, chiar soțul meu, cum ați auzit mărturii, au fost vindecat și fizic și spiritual, realizările au fost foarte mari. Mă numesc Florin Bodog, sunt pastor într-o biserică evanghelică din Roma și de câteva ori ne-a vizitat fratele Cab acolo. Și Dumnezeu a lucrat acolo și El ne-a invitat să venim aici la Rugul Aprins și am răspuns invitației și mergem de aici plin de bucurie, cum am văzut cum Dumnezeu lucrează, oameni mântuiți, vindecați. Și ce iubim este faptul că se pune baza în lucrarea Duhului Sfânt. Am simțit că aici o să-L întâlnesc mai personal pe Dumnezeu. Aici este ceva diferit pentru că nu e religiozitate, sunt toate cultele și am simțit că e ceva diferit și prin cuvânt și prin anumite devoționale care le-am citit. În ultimul timp asta era tot timpul. Plus că am avut niște probleme și acum cred că s-au rezolvat așa în familie, niște legături, niște lucruri din trecutul meu, din trecutul părinților mei care... Și asta m-a făcut să vin aici, pentru că știu că numele Domnului e chemat aici, peste locul ăsta, foarte mult și contează. Am venit la Rugul Aprins, asta e a 10-a oară, care ne-am îmbucurat aici, a fost Duhul Sfânt la lucru, ne-a cercetat puterea Domnului, suntem cu o putere din partea Domnului, lăudat să fie Domnul că ne-a întărit. Și am venit pentru prima dată aici cu un grup de frați și ardeam din răbdare, mi-am dorit și anul trecut, n-am reușit și am rezolvat și serviciul cu tot ca să pot să ajung la Rugul Aprins, cu toate că ce am avut o descoperire când era Domnul Iisus aici în mijloc cu 3 zile înainte. Și am zis, orice ar fi mă duc, căci să mă întâlnesc cu Iisus. Predicile, cântările, îmi place. Că n-am mașina mea, n-am cu ce vine, dar viu cu un vecin, cu un pocăit și îi plăcește, îmi pare bine că mă aduc. Întâlnirea Rugul Aprins s-a încheiat ca în fiecare an cu un program de mulțumire și de mărturisiri a modului în care Dumnezeu a lucrat în viața participanților la această ediție. Și am ceva, dar am avut toate bolile, cu inima, mi-a scăzut tensiunea, mi-am scăzut din putere. N-am văzut cu ochii, dar n-am zis nimănui că am crezut că toată lumea se bucură. Dar de cum văd, umblu, n-am nimic, tensiunea mi-e pe loc. Și în acest an, mesajele întâlnirii de rugăciune pe munte Rugul Aprins au fost amplificate prin canalele oferite de Alfa Omega TV, partener media din 2009. În 2009 Dumnezeu ne-a pus pe inimă să fim parteneri media pentru Rugul Aprins. Ne-a vorbit Domnul în mod supranatural. E timpul să ne lipim de această lucrare și să fim promotorul acestei lucrări care cred că an de an a depășit granițele țării, a depășit un anumit nivel și acum cred că impactează într-un mod cu totul special comunități de români din întreaga lume. Prin modalitățile astea moderne, streaming pe internet, pe Facebook, foarte mulți, mii de oameni urmăresc. În fiecare seară am primit nu numai confirmări că ne urmăresc acești oameni prin mesajele lor, cel puțin 700-800 de mesaje, comentarii în fiecare seară, la fiecare sesiune ne-au venit. Dovadă că mult mai mult decât atâția urmăresc. A 12 ediții Rugul Aprins Ponoară. Aș putea spune foarte multe, vreo 60 de botezuri cu Duhul Sfânt, 50-60, 100 ceva de persoane care s-au predat Domnului, familii întregite și altele. Aici, de exemplu, am ochelari care au abandonat ochelari, că nu le mai trebuie ochelari. Am avut și cârje aici, abandonate, dar să le ducă să le pună într-un cui undeva, să le aibă de amintire.